I love the music. Love winning. Love the morning. Despre viață în fiecare dimineață cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Luca, zâmbește, ești în direct pe Facebook, pe pagina Radio Europa FM. Așa, un prim plan cu Luca, vă rog. Ia uite ce, unul cu Vlad, unul cu Vlad, așa, și unul cu mine. E zâmbetul curcanului, care, pe care puteți să-l câștigați la dublu sau nimic. Al meu e zâmbetul curcanului. Da, vezi că oamenii o să înțeleagă că te câștigă pe tine. Mă rog. Că ăsta consumă mult. Avem un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul, pe care vi-l oferim cu drag pentru participarea la dublu sau nimic. Andreea, bună dimineața! Bună, Andreea! Bună dimineața! Oh. Cum se gătește curcanul la Alba Iulia? La cuptor, cred. La cuptor, mm-hmm. Crezi. Da. Nu știu cum o să-l fac, nu știu încă. Câți prieteni ai? Poftim? Câți prieteni ai? Trebuie vreo 20 la curcanul ăsta. Minim. Îl împărțim acolo, vedem. Bravo. O găsim prieteni. Aha. Bine. Poți câștiga și 800 de euro, să știi. Mă rog, da. 100, 200, 400 sau 800 de euro în dimineața asta, depinde câte răspunsuri ne dai. Ești la serviciu deja? Da, sunt la serviciu. Cu cine? Momentan sunt doar cu o colegă aici lângă mine. Cum o cheamă pe colega ta? Nu știu, Anca, nu? Anca, okay. Anca se cheamă Adriana. Adriana. Avem niște colegi noi, încă nu le știm pe toate. Da, dar uite, cu dublu sau nimic leagă prietenii. Da. Ai făcut cunoștință cu colega ta. La noi, când vin colegi noi, să știi că noi știm cum le cheamă. Imediat te aflăm cum le cheamă. Ne interesăm. Da. Acum poți să-i spui, Adriana, știi ce se întâmplă? Particip la un concurs la radio, poți să mă ajungi și pe mine puțin, dacă e cazul. Și uite așa, un prietenie care începe și ține o viață întreagă. Dar ce lucrați voi acolo de se schimbă așa oamenii? Eu am ieșit din hala unde lucrez. Okay. Lucrăm în marotinerie, okay, la poșete. Și foarte gălăgie acolo și am ieșit din hală ca să pot să vă aud mai bine. Foarte bine, Andreea, cum ție mai bine așa să fie. Tu știi. Mulțumesc. Da? Da. Uite, e bine că de moment ce se fac angajări, înseamnă că merge bine treaba acolo. Merge. Bravo, mai, Andreea. Mai bine ca la început. Merge. Doamne ajută. Merge bine. Doamne ajută la toată lumea. Gata, te-ai mai relaxat? Da, un pic. Bine. Da, voi, acolo există specializări pe cizmolițe, pe sandăluțe, teneșei? Nu, lucrăm poșete. Poșete. Gen. Da. Și în mintea mea marochinăria, dar am greșit eu, da, corect. Pentru export, da, sau... Da, tot de marochinărie și poșetele, ține tot de domeniul marochinăriei. Clar, dacă ești din piele. Da. Export sau... Poftim? Pentru export sau... Nu știu. Da. De noștri. Da, da. Direct Gucci. Le pune eticheta Gucci, alea sunt. Andreea. Nu, spune... da, alte mode. Alte alea, da. Andreea, da. Ai 6 secunde pentru fiecare răspuns pe care îl așteptăm de la tine, da? Te gândești un pic și după aia ne dai răspunsul. Sper eu corect. Dacă răspunsul e corect, după aceea trebuie să te gândești doar dacă te oprești sau mergi mai departe. Te oprești, rămâi cu banii pe care i-ai câștigat până atunci. Mergi mai departe, poți să greșești, poți să răspunzi prea târziu și banii să rămână la noi. Depinde, da? Știi jocul. Da, cum să nu, fiecare zi astăzi. Dacă știi despre ce e vorba, eu zic să-i dăm bătaie, începem dublu sau nimic. 100 de euro. Andreea. Da. Te concentrezi și răspunzi că e simplu. Pentru 100 de euro, ce mare competiție fotbalistică debutează vineri la Roma? Champions League. Măi, Andreea, dacă nu se vorbește... Am făcut, nu mă toată știu. Ziua de dimineață până seara numai de asta. Că găzduiește și Bucureștiul meciuri. Da. Nu știi? Că s-a făcut linie de metro, pe toate de posturile tren de la televiziune. Aeroport. Că da. Câte pregătiri am făcut ani de zile și s-a amânat competiția și începe acum săptămâna asta.
Practic, nu știu. Cu ocazia promovării Rapidului în Liga 1, se organizează... Eu cred că Andreea e dinamovistă, că știe doar de Champions League. Adică chiar n-am vrut să încurc, am zis că e o întrebare la care știu aproape oricine răspunsul, pentru că se vorbește foarte mult despre asta, adică nu trebuie să fii microbist ca să știi că începe Euro 2020, campionatul european de fotbal. N-ai auzit de asta pe la știri zilele astea? Poate întâmplător, dar nu cred că mi-a rămas în cap. Îmi pare rău, dragă Andreea. Tot e bine acum cu curcanul. Da. Da. Măcar e un premiu. Ei, curcanul măsură... gătești ca lumea. Ne trimiți și nouă impresiile tale pe WhatsApp după aceea. Felicitări, Andreea. Vă mulțumesc. Felicitări. Să ții cont că nu e orice curcan, da? E un curcan românesc. Da, da. Am verificat noi pentru tine originea pe etichetă, dar în general când îți iei un curcan, verifică originea pe etichetă ca să știi ce mănânci. Păi cum e cu euro ăsta, ce rău îmi pare că n-am mers mai departe. Vedeți că în România și euro a ajuns cu un an mai târziu. Da, păi, cumva. Ce faci, dacă noi nu ne-am calificat acolo și interesul e mai scăzut și nici nu... Adică merg puțin pe stadion și alte preocupări acum. Asta e soarta. Asta este. Continuăm. Wake up, wake up. Deșteptarea. Wake up. Rise and shine. În fiecare dimineață la Europa FM.